seal.
West made a ghost of me. Passing on without a fight. Welcome to Summoner's Rift. 30 seconds until minions spawn. Trebuie să fim full tryhard cu Darius aici. Minions have spawned. Asta vreau să stau la leash. Nu vreau să stau la leash cu el. Bună ziua! The bottom of a bottle is a bigger pit than hell. Îl ajut un pic să nu zică. Că nu-l ajut. Puteam să-i mai dau un basic. Yo, Raven, what's up? Sunshine sweeter, far from many towns. But out here, life is cheap. O face asta? Wow, a început Q. Okay. Treabă serios. Ce nu s-a mișcat înapoi? Oh! Lasă-mă, lasă! Rahat! Să facă doi de la minionul ăsta. Aola! Când vreodată? Când vreodată să mă prindă aia? Clasic. E-West Classic. E-West Special. Aoleu, câți minioni am ratat. E ok, ne revenim. Facă 3 după ăsta. Oamne, ce bun sunt pe timer-e. Dacă aș juca... Dacă aș juca la fel de bine pe cât aș ști să număr, ar fi... Bro! Bro! Am emoții, de ce am emoții? Și că n-am mai făcut stream. Hai că n-a nimerit aia dacă e. Tu vezi unde e wave-ul, trăiți-ar ție. Eu te apreciez că vrei să-mi faci gank, dar gen, uite unde stă ăsta. Cum ajungem la el? Ne teleportăm? Au shock în echipă, trebuie să facem push la wave-ul ăsta și să ne cărăm. Acasă, acasă, acasă. Wow, și-a dat ghost. Ne-am dus. Na. Plâng. Plâng și suspin. Ce facem acum? Teoretic avem avantaj la iteme. Practic e Darius. Și are level peste noi. Dacă îi baituiesc EU, poate avem o șansă. Pe de altă parte poți fi și acolo aici, deci mai bine stau în spate. Mamă, ce de căcat a fost că și-a dat ghost-ul pe mine, nu mă așteptam. Credeam că stă și el cu minte. Credeam că e băiat. Că o dăm parte în parte. Când vreodată. Problema e că o să facă 6. O? O?
O? Păi acum vii, fratele meu, nu vezi că ăsta pleacă? Hai că vin, că ți-ai bătaie. O? O? Hey, the one, two, baby! Aoleo! Aoleo, ce-i aici? Aoleo, unde-ți dai flash-ul? De ce nu-ți dai flash-ul la mine? De ce nu-ți dai flash-ul la mine? Slow push aici și hard push următorul wave. Ho, am luat 2 minioni la rând? That's insane. That's legit. Challenger level. Bine. Scuze, m-am panicat. Puteam să iau mai mulți minioni acolo, dar m-am panicat. Mă așteptam să vină Shaco pe curul meu. Cred că pot să te fac moderator pe aici. Dar nu știu încă exact procedura. Să mă interesez după meciul ăsta. Voi vedeți meciul, nu? Da. Mă așteptam să vedeți gen... Shaco doing Shaco things. Cum merge meciul? Bot! Oh my god! It's the E-West special. It's Jover. It's actually Jover. Nu mi-am ales bine să fac stream de tryhard League of Legends după muncă, nu? Hai că mă nimerești tu, de te dau de asta. Îl tiltăm pe ăsta, asta e strategia, îl tiltăm pe ăsta. Oh, minionul. Îi dăm un de ăsta. Ah. Câți minioni are? 55. Ah, nu e așa mult. Nu e așa mult. Trebuie să las cannon, nu? Trebuie să dansăm cu el. Trebuie să facem dans. Oh, i-am dat bomb plating with Jover. Dans, bebelușelor, da. Aoleu. De ce e așa nervos cu mine, frate? Vreau să fac și un freeze aici, lasă-mi în pace. Nu știm unde e Shaco și tu vrei să facem gank. Ai și tu ward la dragon? Ce vrei să-i fac eu, frate? Doamne, pierzi timpul pe top. Adică, eu mă bucur că-mi vine jungler-ul, doamne ferește, dar gen... Vine în cele mai inoportune momente. E Drake up. Știu că a văzut că mă descurc și sunt băiat mare. Și că pot să-l ajut, dar gen... E mai greu să forțăm chestiile. Iau tancul, iau tancul! Al meu e! Al meu e! Poți să mă bag cu ăsta? Acum pot. E speriat, e speriat! Nu! De ce mi-am luat tower shot acolo? Shaco 6-0, casually. Cred că am overreacted acolo un pic. O să-mi dau back în semn de rușine. Asta are Ghost Flash. Nu pot să mă bag cu el. De ce e scorul 11-2? Prieteni. Ce dușman, de ce e scorul 11-2? Mă bat un pic cu ăsta? Hai că m-am bătut dacă. Oh! A dat pe minion! L-am luat! Let's go, baby! Ia la mă!
Let's go, baby! Da, l-am văzut pe Shaco, l-am văzut pe Shaco, dar trebuia să fac push la ăla. Oricum o să-mi dau TP-ul. Oh my god, am transpirat! Let's fucking go! Întrebare. Mă duc la ăsta? O jucăm, frate, o jucăm. O jucăm. Nu suntem fricoși. O jucăm. A murit pe mid. Oh, oh, Lux, ia e. Ia e. Nu e ea. Ora acolo, Raven. Ora acolo. Bun. Ne-a revenit un pic cu farm-ul. Hai să punem aici un ward. Să mai încercăm o șustă pe șustă cu domnul ăsta. Deci trebuie să dăm dodge la E, da? Atâta trebuie să... Asta e tot ce trebuie să facem și după aia intrăm. Și tu crezi că eu știu să joc top lane? Mă joc și așa un pic, i-am dat bomb plating-ul. Îi dăm ăsta. Facem kite un pic. Salut! Nici măcar n-aveam camera pe el. Atâta disrespect am. Nici măcar camera n-aveam pe el. And that's how you set up a gang. Bun. Varus dă pinguri. Nu este niciodată un semn bun. Când Varus dă pinguri random. Ai, ai, ai! Poate nu trebuia să dau în el cu W-ul, era o idee bună. Dar, gen... Nu știu dacă puteam să scap, că n-aveam flash. Puteam să-mi dau ultimată, dar se punea în fața mea. Poate puteam să-mi dau ultimată. După aia să încerc ceva cu E în spate, W-ul, nu știu. Nu știu, e greu, e greu. 8-0-3-2. Dificil, dificil. Să-mi dau TP pe top. Că momentul ăsta noi suntem echipa, prieteni. Dacă vă uitați pe op.gg, am 3 team disparities la rând, unul după altul. N-am încă item-ul. O să fac o manevră, o să dau shove la wave-ul ăsta. O să stau aici ca să nu dea freeze. Cum a prins aia? What the fuck, câta mână are? E ok, oricum îmi dădeam un back. Dacă mă lasă pasiva lui Darius. Și acum ne dăm back ca să ne luăm item, dar... Nu prea e un back bun, că poate să facă shove la ăsta. Dar vreau item. Vreau item. Ce se întâmplă aici? Ari... Terge pe jos cu ei. Dar întoarce-te cu fața că e mai puțin damage. Bun, hai să dăm mood la toată lumea. E acel moment din program în care dăm mood la toată lumea. Pentru ca să ne concentrăm. Toată lumea e pe mid. Ei sunt super în fața noastră, ceea ce înseamnă că dacă ne grupăm cu echipa, ne-am dus. Ups, am atat minionul ăla de emoții. Ce trebuie noi să facem e să încercăm să facem picuri. Bun, eu o să încerc să fac heraldul. Așa că o să pun un ăsta normal aici la herald. Poate vedem pe cineva când îl face. Ăsta are Trinity. În momentul ăsta aș fi luat Krugge ăștia de aici, dar cred că îl supăr pe Viego, așa că nu ne băgăm. Oh, never mind, se duce pe mid. Ok, Krugge sunt ai noștri. GG. Pinguim aici, pinguim aici, pinguim aici că vine ăla. Îi luăm crack pe ăsta. Cine pleacă la plimbare pierde locul de onoare, vorba aia. Ce bun e mentalul pe ei, West, da, e top. E top, vrei să te mint? Am luat XP-ul de pe ăla. Surrender niciodată, absolut niciodată, never surrender, my friend. Mai ales în Emerald. Dăm pe ăsta. Ultimate direct la disrespect. Stun. Predic la flash.
easy predict la flash. Acum dăm tureta. Hai, hai Viego, tu cu mine. Tu cu mine, prietene. Da, gen, dă-n turetă. Dă-n turetă. Dă-n turetă. Da, uite mă, mi-a lăsat minionii, ce băiat. Bun, acum facem certified build. Luăm Vamp Scepter și după aia mergem pe Stridebreaker. Acum o să mă întrebați, hei, de ce mergi pe Stridebreaker? Pentru HP. Pentru că au Shaco și Arifi dat și HP-ul mă ajută să supraviețuiesc. Bun, hai să vedem ce se întâmplă pe mid. Se pot produce niște picuri pe mid, dar nu știm unde e Shaco. Ca să aflăm unde e Shaco, ei tocmai au făcut Drake-ul. Asta înseamnă că nu o să mai fie pe aici mult timp, dar o să pun un ward aici ca să-i văd. Dacă stă Nami, pot să o omor când vine wave-ul. Pe Lucian n-am ce să-i fac. Eu acum cred că Shaco e aici. Ceea ce înseamnă că o să pun un pink ward aici și o să mă duc pe... Oh, uite-l pe Shaco. M-am căcat pe mine. Bun. 2v2 mă bag. 2v2 mă bag, frate. Mid-ul e dus oricum. Nu puteam să-l salvez. Bun. Lucian l-a luat soarta deja când s-a botezat, adică, nu înțeleg. A făcut Heraldul. Nu e bine, asta înseamnă că toată lumea era Herald. Îi lăsăm Gromp și lui Viego, că face treaba, are 0-5. Am luat o turetă pe bot, asta e ok. Diferența de gold e undeva la 3k gold, ceea ce nu e atât de mult. O avem pe Camille cu noi, pe Camille Petrescu. Hai frate, ia ward-ul o dată. Bun, l-avem pe Shaco aici, put it by the ward, dăm ping. Chiar da, Q-ul s-a dus. Ce facem asta? Unde și-a dat eu? What the fuck? Le zic ăstora, we don't 5v5, only picks. Hai că am scris. Se prind ei, ăsta e aici. Trebuie un ward acolo ca să-l speriem. Încearcă să facă counter jungling, o să mă duc pe top, în speranța că o să-mi vină la dive și o să pot să fac un outplay. Wow! Nu am putut să mă întorc. Ful de repede. Pișat, am uitat că au Heraldul. Bun! It's time, boys! This is where boys become men. This is where boys become men. N-a vrut să se bată cu mine. I'll take that as a win. Le e frică, frate, le e frică. Mă băteam cu ei. Dar n-au vrut. Bă, ce faceți mă pe mid? Mai luăm un ping. Pick angle pe Lucian. N-ap jungla el. Pick angle pe Ari. Trebuie să dăm doși la charm, doși la charm, doși la charm. Piz. Mă scuzați, dar are 6000 de dash-uri. Și-a dat ultimata ca să fugă de mine. Da. Ce face Camil Petrescu aici? Am înțeles, moare. Ok. Ia checks out. Prieteni, primul meci povest alături de dumneavoastră pare Jover. N-am pentru ca să vă mint. Ce puteam face mai bine? Să farmăm mai bine early. Asta unul la mână. Doi la mână, Team Diff. Team Diff 063507, nu prea ce să-i faci. Decât să apreciezi inamicii. Pentru cât de buni au fost. Și în rest, cam atât. Se încearcă aici un pic pe Ari. Shaco? Și-a dat Q, s-a dus. Opa!
Am prins peștele! Poggers! Poggers! Am prins peștele! Iha! Aici, aici, prieteni, veniți aici, amicii mei din acest joc. Veniți aici la mine. Are cineva un pink ward? Normal că nu are nimeni un pink ward. Dacă ne fură și acolo ăsta ne-am dus, dar trebuie să încercăm. N-avem ce să facem. Dacă vine și acolo ăsta, dăm pe șacul și luăm și dăm pe șacul și actually bait. Perfect. Bun call-ul ăsta. Deci era win-win. Oh, 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 oh. Aoleo. Aoleo, maică, unde s-a dus ultima taia de Varus? Are charm în 3 secunde. Are charm într-o secundă. Are charm pe ea. Ia uite charm-ul. Ia uite charm-ul cum a venit. Toată lumea pari. S-a dat kill la jungler. Aici avem Shaco. Aici avem Shaco. Shaco aici. Cutiuța aici. Punem ward aici. E la blue. E la... Nu, nu e la blue. Ne calmăm, ne calmăm. Că vine Lucian pe tine. Facem def, facem def. Sunt ca la LCS, mă bată mamă. A murit, a murit. Cine ar fi crezut? Nu eu, nu eu. Ne mai trebuie 500 gold de unde facem rost. Nu avem de unde. O să-mi dau back-ul pentru Tiamat. 169 la 167. Suntem even la farm. Cu oponentul nostru. În mod normal ar trebui să mă duc pe side lanes ca să pot să farmez whatever, dar e mai bine să ne batem. E ăsta, e ăsta. Ne-a dat cu apă, ne-a dat cu apă în ochi. Ahau! Ne-a dat cu Gatling gun-ul, ne-a dat cu Gatling gun-ul. Varus în care ultimată, e ok. O păstrăm pentru meciul următor. Sunt și jucător și caster în același timp. Ce trebuia să fac acolo, dar mi-a fost frică, a fost să dau ultimată pe Lucian, dar nu știu dacă are flash, dacă are ceva. S-a luat shutdown, scrie big în chat. Big shutdown, un ca gold la băiatul nostru Viego. Respect Viego. Acum facem puțin push, ne mai trebuie 200 gold, mai stăm un wave ca să ne luăm stride breaker-ul. Aici ce se întâmplă pe mid, că avem TP. Nu e bine, bătaia aia nu e bine. Prieten... Oare cine ar fi crezut? Wave-ul ăsta e prea departe, nu se dă surrender niciodată. Se dau kill-uri aiurea, să nu zicem ampulea. Hai că avem și item-ul, dacă stăm în bază și dansăm un pic. Îi zicem lui Varus să facă def, Varus. Def, nu poți să iei baronul. Varus, nu poți să iei baronul, degeaba te duci. Nu ai ce să faci cu baronul ăla, este un baron pierdut pentru că toată echipa noastră a murit. Mai întâmplă și de-astea. Nu ai ce să faci. Îți accepti soarta și mergi mai departe cu capul sus. S-a luat baronul, ne-am dus. Ne-am dus. O să punem aici un ward în cazul în care cineva își dă TP. Mă rog, dă ăsta. TP. De ăsta. Nu știu cum se cheamă. Transport. Transport molos. Cu cine putem să ne batem în această stare? Cu Nami. Deci Nami e... Dacă omorâm pe Nami e bine. Au baron aici. Uite-l pe Shaco. Dacă l-am văzut pe el, el m-a văzut pe mine. Mi-am dat eu acolo la șto. Hai să facem și noi level 15 de aici, de la minionii ăștia. N-am făcut level 15 de la minionii ăștia, it's Jover. Oftăm. Oftăm puțin, mereu. E bine să lași frustrarea să se elibereze. Nu avem ward-uri absolut nicăieri. Nicăieri unde contează, avem ward aici. Dar e bine. S-a dat ultimată pe Lucian. O ultimată la intimidare absolut superbă din partea lui Varus. Da, măcar de data asta a dat-o, ceea ce e bine.
Darius are level 14, Shaco e în tufiș aici. S-a teleportat, e aici. E aici, e aici, e aici. Diego și-a dat flash în ei. Holy shit, Lux! Lux, e ea! E chiar ea! Dar lasă-mă să-mi fac și un stack pe Q3 ți-ar ție. Mulțumesc! Aoleu, Arie pe bot! Mâncați așa azul! Hai, voceți voi pe bot, faceți def aici, cuii mei. Fac eu pe top. Da, Lux acolo a jucat-o bine. I-a prins pe aia, never surrender, boy. Așa. Și cu ăsta ce facem? Fii ce facem ăsta. Nu sunteți gata. Nici eu nu sunt gata. Oleu. A fost așa o tatonare, frate. E ok. E ok. Ne-am tatonat. Ne-am tatonat doar. E aici? Nu e aici. Bine. 209 farm la 205. Am omorât-o pe Ari. 31 la 18 double. 31 la 18 double. Fiți atenți la faza asta, nu sunteți pregătiți. Deci ăștia o să vină pe mid. Eu mă duc aici. N-am cum să ajung de aici. Mă duc mai aproape un pic. S-a dus Camil, s-a dus Camil Petrescu. N-are ultimată, dar ea s-a dus oricum. Bun. Dăm un thumbs up pentru încurajare. Nu dau surrender niciodată. Nu! Nu dau surrender! Nu dau surrender! Nu vă bateți! Oh boy, it was going so good! Așa, nu dăm surrender. Dar de ce v-ați bătut acolo? N-avea niciun sens. Like, legit niciun sens. Omor toți minionii numai din basic-uri, lejer. Oh, n-am ei acolo, dar era și Shaco 100.000. Gen 10% era Shaco acolo. Wall, Se pare că ne vor da inhibitorul dacă nu facem ceva în privința asta. Ne dăm E-ul la derută. Dăm doge acolo și a dat cineva TP, perfect. Mai pierdem o turetă, este absolut în regulă, o avem pe Lux cu noi dacă îi aliniem pe toți. O avem pe Ari cu ultimata. Ok, double kill. Oh! Oh! Să dea cineva pe Lucian! Nu, no, Lux! Să dau onoare la Lux, dar holy shit ce aproape eram! Clear. Wave. Sorry, I burped. Perfect, perfect. L-am omorât pe ăla. Now what? Now what do we do? Gata, Petra, te-am făcut și mod între timp. Mamă, ai cheiță. Te-am promovat la rang de inginer. Inginer de stream. Oh, boy! Ce se întâmplă aici? A rămas blocată! A rămas blocată! LOL, Riot! Ai, ai, ai. Lux doing work? Nu! Dodge! De ce e asta AFK, frate? Report Viego, AFK. Negative attitude, verbal abuse, intentionally feeding. This is so winnable. De ce ești AFK? Da, Lux joacă bine. Lux joacă bine. Dar de ce e fratele meu Viego AFK?
Playmore. Era să zic un cuvânt, bine că n-am zis. Doamne, Lux ce le joacă. Ne-au văzut. Ne-au reclamat. The bottom of a bottle is a bigger hit than hell. Joacă, bă, Viego, nu mai fi pârnaie. Ia, mai merg astea? Nu-mi dau seama. Nu ziceți voi dacă au mers bipurile, că nu pot deschid OBS-ul acum. Pot să-i zic vreo două lui Viego, mă, ce zic lui Viego? Merg? Perfect. Viego, du-te în p***, să te c***i, s***. Oh, boy, ce se întâmplă aici? GG report Viego Africa. Trizro. Onoare la Lux și mergem mai departe. Mamă, dar cât damage n-am dat. Dar e corect că nu m-am bătut cu nimeni, gen, după ce a fost pe top, păi n-am făcut mai nimic. Sunt curios ce jucător e Lux. Ai fresh account? Pare. Pare. Anyways, next one. Cu ce plecăm din meciul ăsta? Farmăm mai bine. Și în rest, grijă la all-in de la Inamic. Când are summoner-uri up, să ținem minte de summoner-uri. Și cam atât. Altceva erau acolo, 2-3 fight-uri unde puteam să joc mai bine în skirmishes. We live and we learn. Hai să mergem înapoi în 4, de unde, deci astăzi am pornit de la Emerald 4 30 de puncte. Și am ajuns în 3. Suntem la 0 puncte în Emerald 3. Deci always Barry Necton. Da, bine, nu mai zic, acum vreo 2 zile am pornit de la 2. Dacă te uiți la OPGG-ul meu pe contul ăsta, dacă te uiți la OPGG-ul mic, îmi scrie Team Disparity. Ia, stai că sunt curios ce scrie la asta. Că performed well, but faltered due to team, nu știu ce. What can you do? What can you do? Uite, de exemplu, ăsta scrie downhill. Deci puteam să fac ceva mai bine de la minutul 19 încolo. Ah. Minutul 19 încolo. Ok. I'll keep that in mind. Să iau first pick Ione în locul suportului. Ce ziceți, prieteni? Ce ziceți, prieteni? Luăm first pick în locul suportului? Întotdeauna, nu? Top lane. Bro, are you pulling my strings now? Poate să ia... Cine face counter lui Ione? Gen tare. În afară de Renekton, nu prea. Mă rog, poate să ia... Doamne, deci dacă n-am jucat împotriva lui Seth, cred că am jucat azi și ieri 6 meciuri, numai împotriva lui Seth. Văd ăștia Ione, Alex Seth, nu știu ce. Jucăm cu base skin. E serioasă treaba. E foarte strong pe ăsta. Nu doar asta, dar gen îi face și counter lui Ione. Teoretic. Practic. Depinde.
Yasuo mid, Diana jungle, Nila Zyra pe bot. Puteți să dăm dodge? Puteți să dăm dodge? Ce să aleagă mid? Malzahar, că îl simt. A văzut Yasuo, s-a făcut pe el. Să aleagă Malzahar. Am pierdut Annie, bun Annie. Și top lane o să fie set. 100% o să fie set. Nu o să aleagă... Ok. Oh, I'm down for a GP matchup, it's gonna be fun. Oh, ce rune vrem? Vreau second wind? Aș cam vrea. Merg la second wind. Bomb plating e un pic mai bun, dar poate e tipul de gameplay care abuzează de Q. Oh, ignite! Respect. Stați că nu vedeți. Ce-mi place aici la... d-astea. La cine câștigă. De ce-mi rămâne stream un pic în urmă? De la serverele de la YouTube. Aha! Deci să nu mai zică oamenii că doar Twitch are probleme, văd că și serverele de la YouTube rămân în urmă. La mine în OBS e gen real time și văd ce se întâmplă la voi pe stream. Gen, voi abia sunteți în loading când eu sunt în... când eu sunt în match. De ce stăm toți aici ca prieteni și nu face nimeni guard la red? O să ascult și eu un nou copyright drum and bass? Am nevoie de niște muzică. Așa pe sec nu-mi place. Dacă mi-au copyright strike, hai. Copyright free DNB. Liquid, o oră. Perfect. Nu pot să ascult jets când mă joc Ione. Ce face asta, frate? Mamă, ce face invade de sezonul 2? Fii atent că îi face invade de sezonul 2. Aoleu, ăsta era altul fish. Eram atent la mastery. Respect. A luat-o. După minionul ăsta facem 2 și intrăm pe el. La capace cu el. Lejer, pleacă de aici, pleacă de pe lane-ul meu. Du-te acasă. Level up timers, baby, fundamentals. Hai, dă butoiul. Acum facem 3 și intrăm pe el stil original. O șansă n-are, prieteni, după minionul ăsta facem 3. Oh, cum a nimerit aia? Mamă, ce doge a făcut acolo și am ratat și ăla. M-a mesmerized. Bine, we live to fight another day. 15 la 11, Diana lor e pe top, s-a dus cu bot, vine la noi. O să ne dea ăla în cap, dar avem second win tocmai pentru asta, o să facă 4 după ăla. Pardon, după încă un de-asta. Noi trebuie să mai omorâm 2 minioni pentru level 4. Să ținem asta în minte.
Vine cu butoiul. Ok. That 100% ok. Îl lăsăm să facă push. Că n-avem cum să-l oprim. Da, ia, lăsăm. Dăm în ăsta. Luăm ăsta. O să punem un butoi aici, nu o să-și dea back. Oh! Nu! Oh! Cine farmează așa? Am jurat că e acolo. Vino încoa. Trade-ul meu. Trade-ul meu, lane-ul meu. Trade-ul meu, lane-ul meu. Are ignite, n-are TP. Are ignite, n-are TP. Facem slow push la wave-ul ăsta, hard push la următorul. Am pierdut în culețul. Blablabla. Nu! Nu! Doamne, farmez execrabil. Aoleu, ce se întâmplă aici? Bro! Ăsta n-a plecat? Wow! Wow! Oh my god! Oh my god! What the fuck? Ce-a fost aia? Holy boy! De ce face push la wave? Ok, haideți să vă arătăm ce facem noi dacă face inamicul push la wave. Asta am învățat și eu. Facem mare înghețare aici. Gangplank are un butoi în tufișul ăsta. N-are? Ah, ok. Trebuia să aibă. Și acum stăm aici cu minionii noștri frumoși. Și dacă vine, îi dăm. Poate să dea în mine, nu mă deranjează. Bun. S-a apropiat de minion, l-am luat. Mi-am anulat un basic pentru că sunt prea bun. Bun, are butoaie în tufiș. Asta trebuie să ținem minte. Mai are încă un butoi acolo. O să-mi aștept EU. Faza e că încă poate să mă bată. Gen, tot ce trebuie să facă e să dea butoi pe mine. Aha! Ah? De ce? Avea treabă și l-am reținut sau cum? Oh. Trebuie să mă duc pe ăsta. Întrebare, care sunt șansele să fie aici? Aole, e Diana aici. Pana mea, ce să-i fac lu' asta? Aveam 10 HP în total. N-am ce să-i fac. Oh, Mastery, Mastery, Mastery. Putea să dea Q ca să nu-și ia butoi damage acolo, dar I respect it. Îmi dau TP,
Și îmi dau TP dintr-un singur motiv, ca să fac push la wave-ul ăsta. Am ratat 2 milioane. Este al meu. Perfect. Bun. Iau ăla. Sper că iau play-ul. Mulțumesc. Bom. Mai departe. Oh, ia uite aici un pink ward. Acolo e Yasuo. Nu știu unde e Diana. Se întâmplă pe bot. Auzi pe bot. Diana. Diana acolo. Ăla sigur are alea de zi. Buta into fish. Hai, vină pe mine, n-ai tu pe. Ce cu butoi acolo? O să dea butoi pe mine? Păi n-are. Ah, mi-a ratat un kill că era mort. Mi-am ratat un Q! Yasuo e mai ei. Mastery doing the work right now. I'm just side character. Ah, Yasuo e pe bot? Perfect. Mergem aici. Stăm să luăm play-ul. Dăm un Q aici. Ok. Vreau să-mi dau... Oh! Trebuia să-mi dau ultimată, dar mi-a fost frică. My bad there. Nu, a fost my bad acolo, n-am ce să zic. Trebuia să-mi dau ultima dată când l-am prins acolo, dar... Sincer, nu mă așteptam să-mi dea atât de mult damage cu pasiva aia. Mi-a dat, cred că, 200 damage numai din pasivă. N-am de asta. Mastery? Mastery! A șters cu ea pe jos! O treabă n-are. E de la drum and bass. Dar cred că e un pic cam tare. Ce mi-a zis? Nu m-am uitat la levelele din OBS. Ui, uite-l mă, iar e ăsta aici. Nu ai audio la stream? Păi și cum mă auzi? Wait. The math isn't mathing. Bine, prieteni, facem limit test match-ul ăsta. Tot timpul la mine. De ce e tot timpul la mine? Am vrut să dau flash la damage-ul de la E. De ce e tot timpul la mine? Are 0-4. Why are you still helping him? Ia, a dat ultima dată să-și ia mini-money. Oh boy, Mastery n-are ulti. Mastery n-are, nu e bună, nu, nu.
se poate! Nu! Nu! Nu se poate! Nu se poate! Nu se poate! Fii mi-ar scârbă de campionul ăsta să-mi fie. Aici era bun bone plating. Am văzut că mi-am luat, dar nu mi-am luat jumătate de damage, mi-am luat 500 HP. We are throwing. Bine, hai să ne concentrăm. Încă nu s-a dat first tower-ul, deci ai al nostru e. Ping aici. De ce te bați? Nu e worth. Oleo, vine Yasuo. Yasuo nu mai venea, sincer. Cu frate mi nu mă mai băteam. Bă, știi ceva ați spus ăsta? Mă bate frate mi. Nu mă bate, că n-are item încă. Ce pula mea aș face? Îmi trebuie niște lifesteal. Credeam că vrea să facem ăsta, ei, da? Apare nu. That's a bad fight. Ah, never mind, era Shenny acolo. Am uitat că există Shenny în jocul ăsta. Am uitat complet că există. Ok. E altă frate, nu știu. Bot, ce se întâmplă? 3-2. De ce mai face lumea zi static shield? Și-a luat nerf. Get over it. Sper că nu-l pui acum. Trebuia să-l pună pe mid. Spunează dragonul, frate. Fuck it, e mai bun asta. Ce face asta? De pe aici. A salvat-o Drake-ul. Băga mi-a și căcat-o în plantele lui aia! Sunt tiltat, sunt tiltat! Sunt tiltat! Sunt tiltat că mi-am ratat ultimata din cauza dragonului. Hey!
farmul meu execrabil iar. De ce ne ducem la ei în turetă să ne batem? Award aici? Uuu, cât de mici de asta! It's actually Jover. She's just power farming. O să-i fac outscale-ul Mastery. Bun, deci note to self, data viitoare când mai jucăm contra Gangplank, bone plating. Have fun. Nu, nu da în aia când are... Ok. Nu da în aia când are W-ul. Dă pe altcineva. Lol, aia încă avea ultimată. Bine. Stăteau pe ward, nu e cine știe ce ultă. Dar second wind e bullshit. E bait. Second wind e bait rune. E actually bait. Când de obicei cu Dishin. Nu știu ce să zic. Probabil că ai dreptate. Personal am mai luat Second Wind și Doran's Blade când jucam contra Teemus sau ceva. Pentru că nu voiam să-mi iau Dishin. Dishin mi se pare că n-am deloc damage în mid game, gen absolut deloc. Mid-game, nu mid-game. Level 9, 10, n-am deloc damage cu Doran și... Bine, frate. Kite ultimată, s-o dai pe minioni. Și? Ce ai rezolvat? Mamă, dacă nu ratam Drake-ul ăla acolo, aia a fost iar vina mea. Acum aveam soul. Wow, 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 ce se întâmplă aici? Scandal bike-ului. Am crezut că l-o mor pe ăla cu un basic. Oh, am strâns un pic din funduleț. Au doi infernals. Uși aici.
Nu mai avem ce să facem mid. Bă, Gamiaș. Bro, ăla nu face nimic decât stand to fish-uri după mine. I actually hate him. Like, legit, I hate him. Cel mai mizer jucător de Gangplank pe care l-am văzut. Stand to fish și dă butoaie. Sau toți fac asta? Îmi dau TP și facem fight? Îmi dau TP și facem fight, prieteni! Ok. Bă, bă, și asta are flash. Mid! Mid! Push! Push! Avem baron. O, hai să-mi bag. Bine, hai acasă. Bă, dacă mi-ar lăsa să-mi fac și o nouă capă. It's actually so hard. That's what she said, să facem end doar din cauza compului pe care l-avem. Că we just get one-shotted by everyone. Nu te posta cu LDR. Gen... Cea mai rea parte e că încă putem să pierdem. Like, this is actually losable. Inhibitor pe mid. Inhibitor. Open inhib. Cum am zis. Bravo, Petra, la cât mai multe vânze. Jură-te că are zonia. Cum câștigăm jocul ăsta, prieteni? Ce-mi fac item? Randuin aici is actually boss-ul. Ok. Oh, oh, oh! E el! El e! El e! El e! Am crezut că sunt Annie, băga mea și pula. Eu sunt! Pune-l pe Tibur să tancheze. Cam așa în el urs. Ah, dar n-avem minioni. Dă mendu! Ok.
Coai, nu mai da în zira. GG. Let's go! Onoare la mastery. Mamă, plus 18 puncte, that's actually abysmal. That's actually abysmal. Mai jucăm, mai jucăm. Am jucat prost rău, am jucat prost rău. Nu sunt mândru, gen, dacă vedeți ce meciuri, acum știu cum o să sune, dar gen, dacă vedeți ce meciuri pierd și ce meciuri ajung să câștig, e actually insane. E gen 2-3-0 aici. L-am pierdut. Ați zice, hei, de ce ai pierdut meciul ăsta? 0-4-2-8-0-4-1-4. Gen... ăsta 1-7. Jungle-ul meu efectiv a refuzat. Deci aici jungle-ul meu a refuzat să joace. A refuzat să joace straight up. Și după aia în meciul ăsta l-am cărat și am dat report și mi-a zis de ce mi-ai dat report, că n-a știut că sunt același Ione. Meciul ăsta cu Iloiloi 5-5-5. Literally lost it. Am pulea la ultimul fight. Gen, Jesus Christ, e 4-3-3, da? 30 7-7-4-9-1-6. Și gen, I know I can play better, nu mă înțelegeți greșit. Știu că nu sunt Zukil sau Pizeng sau whatever, dar frustrarea mea e atunci când oamenii nu mai vor să joace, efectiv. Straight up zic, bă, știi ce, eu îmi bag picioare, nu mai joc. A, 19-1-5 defeat. E tare acolo. A murit toată echipa mea și după aia a trebuit să încerc să fac def 1 vs 5. Dacă eram Zukil, poate mi-eșea. Am prins ultimată și knock-up în 3. Dar printre aia 3 nu se număra și adechiriul care l-a fi dat sau ceva de gen. It is what it is. Ești peste Zukil, da, da, sunt, de-aia el e challenger și eu sunt Emerald Dracu. Eu mă screm în Emerald. Pa, 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 pa. Nexa nu pot, Nexa mai nu vreau. Corect, am zis eu altceva. Dacă aș avea gen 6 ore pe zi și n-ar trebui să fac altceva, probabil că aș putea să ajung Grandmaster, probabil. Gen doar să stau să mă uit la voduri, să stau să improve și așa mai departe. But ain't nobody got time for that. De exemplu acum, în match-ul ăsta cu Gangplank, greșelile pe care le-am făcut au fost triste, rău. Gen, fac face check când tu fiși. Nu se face. Akshan top? Akshan gaming top? Am încercat să joc și Ione la Fleet Footwork. E interesant, n-am să te mint. Dar nu știu să joc cu el. Ok, este chiar Akshan gaming top. Health sau scaling? Cred că health, că mi-au bătaie altfel. Baftă nouă! Oh, ce mizerie de campionie și Akshan, Doamne, ce mizerie de campionie! Te pup! Mersi că mă bagi în buzunar, I guess. Ia să vedem niște statistici despre acest Akshan. Joacă Axir Akshan, are 46% win rate, ceea ce e încurajator. Joacă Akshan mid.
Ceea ce înseamnă că poate nu știe cu wave management și reset timers și chestii. Which is good. Briar e duo cu Rakan. Asta înseamnă că s-ar putea să ducă mai mult pe bot. Maybe, maybe. Maybe, maybe. There's a winning angle aici. Ah, stați că n-am schimbat, scuze. Oh, am primit onoare, let's go! Ce frumos e border-ul ăsta de la Aurelion Stone. Așa. Hai Ione. Cine o fi asta? Trebuie să mă uit în match history, că nu știu cine e. Ina, whatever. Nu l-am avut în match-ul trecut. Acum două match-uri. Nu știu cine e. 30 seconds until minions spawn. Hello? Suntem și noi respectuoși. Was looks from previous game. I legit did not have looks în meciul trecut. În fine. Good luck. Bun. Akshan. Cum jucăm contra Akshan? Deja am greșit că trebuia să-mi iau Doran's Shield, nu Doran's Blade. Asta înseamnă că trebuie să stăm un pic mai hopa-hopa. Trebuie să stăm un pic mai hopa-hopa. Că dacă dă ăsta, noi ne-am dus. Folosim tu fișul ăsta. Oh! Ce n-am luat pe ăla? Oh my god, I'm a fucking genius! Bun. Wow, și-a luat E-ul. And he actually wins that trade pentru care pasivă. That's just shitty, n-am să te mint. That's just shitty. Is what it is. Ce caută Briar aici? Vreau XP-ul de pe tânculeț. O să iau tânculețul? Oh! Am luat tânculețul, it's over, we win. We win. We win this. Oh. Legit farmez mai bine ca el. Da, gank-ul ăla de la Briar, holy shit. M-am ratat Q-ul ăla. Ok. Ah, iii!
și-a dat flash. Ce dracu își dă TP? De ce își dă Aurelion Sol TP? Ce se întâmplă? Puș în pula mea. Scuze. Bineînțeles că are și Akshan TP, dar n-are el TP, dar cum să n-aibă TP? Hai să ne luăm toți TP, frate. Îmi iau și eu, îți iei și tu, ne luăm toți TP, dar nu? Dar nu ne luăm noi TP? Bad idea. She's bot. I guess, dar dacă veneau ăștia doi pe tine, nu știu. Am văzut că e bot, dar pierd farm-ul ăsta. Știi ce? You seem like you got this. Bravo. Bun, hai să ne batem cu Akshan. N-am vrut să fac asta. Am crezut că îmi expiră Q3-ul. Îmi place ce vrei să faci, Zac. Dar nu cred că o să meargă. Hai că a stat ăla în aer. You boosted? What? What? De ce mi-ai zis că-s boosted? Literalmente mi-am nimerit tot. What do you mean I'm boosted? Huh? Că-i dau și report. Boosted. Eu. Boosted. I think I'll go the patented Blade of the Ruined King angle. Îmi place botârca aici. Rakan, Aesol, toți ăștia o să construiască HP. Plus activă. Wow! Ah, bine. Zboară. Îmi duc aici că vine Briar. Wow, e și Rakan. S-o fut... Ok, full focus.
Haoleo, cât dă bow ăsta. Degeaba în mine. N-am ce să-i fac. Își dă eu ăla, trebuie să fiu între... ăla și perete. Akshan e invizibil undeva, o să sară pe mine. Pum, pum, de ce e și suportul aici? Doamne, ce fiestă! Lăsăm să plece? Suntem prieteni buni? Zec, de ce mi-ai farm-ul? Doamne, ce fight a fost acolo. O să-l bat pe ăsta? Suntem literally egal la egal. Nu pot să-l bat, dar a fost un trade bun. Bun trade. Bun! Trebuie să învăț să dau space pe cameră. Gen, nu știu dacă ați observat, dar... mai fug așa și gen îmi fuge camera fără mine. Pleacă camera fără mine. Ia sper două sticle de apă, ai grijă. Doamne, Azir, you beautiful human being, you are incredible, my friend. Pardon. You are actually incredible. Never knew it was actually the Crossroads Saloon. Bun. A plecat, e frică. Așa și trebuie. Nu știu unde-i Briar, de-aia nu mă bag acum pe el. Mă tot uit pe hartă să văd unde e. A! Are și flash. O băteam acolo, dacă n-avea flash. Sau dacă aveam eu ulti. Dar am simțit-o că trebuie să fie pe acolo. M-am băgat aiurea. Another mistake, și acum ăsta ia plate-uri. N-ai bine. Chestiile astea mici mă țin în emerald. Dar mă rog, astea mici făcute des. Dacă am flash.
La First Tower măcar. Iau doi drakes. Deci isn't optimal. Și toată lumea pe top. Am văzut pe fraie. Oi, oi, oi. Mulțumesc. Bro, dar de ce am jucat-o eu bine și voi prost? Mi-a dat Rakan ultimat în turetă. Like, legit. Legit. Ce pana mea fac? Ah, am 0.5 brand, ok. My bad. Niciodată nu dau surrender. Azir ăsta, literalmente degeaba. Cu tot respectul pentru el. E cantitate neglijabilă, nu face absolut nimic. Și ăsta la fel. Trebuie să se plimbă pe hartă. Nu, te bate. Te bate. Oh, alo. De ce avea killing spree Rahatul ăsta? Dose de gol până la item, nu e nimeni pe hartă. N-avem warduri. Acum trebuie să plecă, vine Akshan. Uite și pe aia. Vine acum Akshan direct cu Infinity Edge. Caitlyn iară, cantitate neglijabilă, nu face nimic, nu o simt în meci. Și măcar să zici că scalează, dar e gen Caitlyn. Ce scalează? Escalează. Pe Lucian nu pot să sar că e prea lunecos. Am venit mid degeaba, ăla dă tureta de pe top. O să las tureta de pe top să cadă, că nu pot să mă duc. I guess. An
Doamne, de ce joci Azir dacă joci așa? Să mor dacă înțeleg. Și dacă joci așa, nu mai juca Azir, joacă... Joacă Annie, nu-i ironic. There's no shame in playing Annie. Iară rămân în urmă cu farm. Trebuia să am 200 farm acum. Unde mi-e farm? Nu-ți dau nimic, Caitlyn, du-te dracu. Nu faci nimic, ești literalmente degeaba. Iar mori Azir. Foai de capul și de zilele mele. Wow, ăsta are Infinity și are, pardon, botârcă și idola. Ok. Bine, boss. Și cred că Brand moare. Vezi? Doamne, ce clutch a fost Q-ul ăla înainte de fight. Ca să pot să am knock-up. Dar ce tankez eu? Ok. Wow! Bine, du-l direct. Luat? L-au luat. Bine, Azir. Ai rupt acolo. Da, ok, poate pot să iau turetă. Să fac să fie worth, nu? Am destul attack speed și damage? Cred că am, că am baron. Vine pe mine. Hoppa! Dar să mă bată mama, unde mi-e echipa mea? De ce nu face nimeni pressure aici? De ce ești Bine, și-a dat ăsta flash, I guess. Gen, mi se pare mie sau s-au dat înapoi, că nu eram atent, eram atent la turetă să văd dacă pică. Dar gen, mi se pare că erau aici la turetă și s-au dat înapoi. A, s-au dat înapoi când au auzit ultima ta de la Briar. 100%. 100%. S-au făcut pe ei. Briar dă ultimata, nu! Mamă, ce s-a sacrificat bow-ul ăla.
Când vreodată? Când vreodată? Îl faci tu pe Vadim Tudor? Scuze. N-avem minioni. Pe cam așa de minioni, că și ăștia șomează. Ne trebuie Dracula din 23 de secunde ca de aer. Hai, toți într-o linie vreau. Nu s-au pus toți într-o linie. Oi, oi, oi. Ololo. Ne batem aici, ne batem ca spartanii, aram. Aram facem. Ce facem Azir? Se dea cineva disconnect la pasări, asta ce face? La ce mă uit? Ce mi-e dat să văd? Ce mi-e dat să văd, prieteni? Ce face Azir acolo? Spuneți-mi și mie că nu înțeleg. Creierul meu nu poate să perceapă. Doamne, dar farmul meu... Jesus Christ, e dus. Oi, oi, la. LOL? Ha? Mi-a dat Briar fresh? What am I watching? Când vreodată, bă, băiatule? Când vreodată? Toată lumea mid. Toată lumea mid, I don't give a crap. Sau știulete, sau caras, sau orice alt pește. Olo, olo! Mi-a dat charm. Nu pot să mă bag.
Mi-a dat Jego la charm și n-am putut să-mi dau eu înapoi. Mamă, ce era să-l prind Akshan acolo. Doamne, dar unde mi-e farmul? Ce-am făcut de n-am farmat meciul ăsta? Vreau să știu și eu. Ah, l-am lăsat pe Azir, pe side lanes. Asta. Perfect. Uite unde e farmul meu, l-ați văzut? Acolo e farmul meu. Du-te, dracu. Faceți dracu dacă vreți, eu fac. Hai, minionilor, mișcați-vă odată. S-a terminat toba și cu basul. Bine că are și de ăla de fuge repede. Ăla și-a dat flash. De ce nu mi se pune ăla? Că am văzut ward-ul, what? N-am idee ce dracu se întâmplă. Sincer, n-am idee. Dacă tanchează cineva, mă bag. Aoleu! Dă pișatul ăla la damage. Instit. Plus 21, altceva. Altceva. Stai așa. Unde? Cine mi-a dat onoare? Prismo. Ăsta pe care l-am înjurat de intentional feeding. Azir vrea să-mi dea onoare. Asta facem noi oamenilor care vor să ne adauge la prieteni să jucăm cu ei. Îmi pare rău. Oricum Zac a cărat meciul, nu știu de ce îmi dau mie.
am fost în urmă 4K Gold la un moment dat. Aici. Dar am farmat execrabil, doamne, doamne. Deci, ca să vedeți ce farm am de obicei, să nu ziceți că sunt 35 de minute, 320, 31, 260, 15, 270, 16, 118, da? Deci e ok. 276, 30, deci pe la 9 stau, minion pe minut. A, ăsta, de ziceai tu meciul ăsta, cu 19-1 lose. Uite-le, uite echipă! Uite echipa aici! Uite echipa aici, mâncaia și pe ei să-i mănânc. Dă băieți cum s-au dus ei și și-au luat mare Wombo Combo, Jarvan, Oriana, Rel, MFD, i-au șters de pe hartă când eu... Când eu le-am zis să stea în spate. Uite aici echipă, frate. Fii atent. De aici s-au dus. Ia uite, quadra kill. După aia. Bum! L-au omorât pe Zec. După aia, bum, au murit ăștia. După aia, bum, au murit. Eu n-am murit. Deci eu n-am dat și adeam decât la final. Aici am dat și adeam. Un fight, atâta mai trebuie. Dar aș mai juca unul. Dar fac o pauză mică de un minut. Imediat mă întorc. Uf, stai. Eu nu pot să dau accept de la baie. Brâbă. Așa. Hai să cărăm cartofi. Pam 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 pam.
Au, apăs fără highlights. Dacă dau full screen se vede? Hai că se vede dacă e. Vă arăt așa. Ce m-a enervat Ilau aici. Uite și tu, doamne, deci e atât de... Ah, fuck. Aduce-mi aminte, bă, aduceți-mi aminte să-l văd cu vilară după. Chiar e frumos. Dar cred că pot să vi-l arăt full screen dacă mut pe celălalt monitor. Da, așa facem. Sau pot să joc Irelia. Am 100% win rate pe Irelia. Am jucat un singur match. Dar am 100% win rate pe Irelia, deci rup. Sunt cam avro pe Fortnite. Gagagagaga. De ce ai bana Skarner? M-a vrut joacă Fortnite? A jucat. Acum vreo 6 luni de zile a avut o perioadă când a jucat Fortnite. Și prin perioadă mă refer la 3 zile. S-a banat Ione, Irelia Engel. Irelia Engel sau Ciuciu Orn, depinde. Irelia Engel. N-aș vrea să iau blind pick, că poate iau un jack sau ceva. Și m-am dus. Că nu știu match-up-urile atât de bine. You know what? E ultimul match al zilei. Screw it. Wow, ăsta e legendar. Tu când joci Fortnite am jucat, dar nu mă prinde. Aviator Irelia, best Irelia. N-am bani. Ce o să ia Jax, nu? What? Diana mid? I-a furat... Doamne, i-a furat el suportul. Twitch AP, nu Twitch AP. Oh boy. God bless us. Doamne, ce echipă au ei și ce echipă avem noi. Dodgeable angle. Dodgeable. Dodgeable angle. O să ia Jax acum sau... Cum mai face counter-ile lui? Renekton e banat. Nasus? Lejer. Lejer, ne-am dus, prieteni. Ne-am dus. Ia-ți din cerul ne-a făcut aici. Biscuiți. Cosmic Insight. Nu prea am ce altceva. Sure, you know what? Ce aș fi putut să iau? Domination? Să iau ăla de-mi dă... Cum îi zice... Lethality pe dash-uri. Hai, prieteni, avem 100% win rate pe Irelia până acum. Ce zice analiza? Analiza zice că ar trebui să câștigăm. Bot lane, the battle of the bot lane duos. 63% 11 match-uri. Ia uite aici ce scrie, 100% win rate. 100% win rate dintr-un match. Nasus joacă Garen și Set. Ce
așa la Geren în Irelia. Geren e bun în Irelia, nu? Doamne, ce echipă! Remake? Cineva nu se conectează. Ori asta ori are râșniță. No, it's over. Ah, uite, și Kha'Zix are stăla stămâirei dintr-un match. E de-al meu. Gata, frate, mă duc să-i omor. Să vezi ce e dau în toată echipa lor. Meciul meu, nu? Eu zic. Kha'Zix e frigos. Hai! Hai! Hai, prieteni! Avec cojones! Bun. Bun invade. Să crezi tu că îmi pun ward-ul acolo? Să-mi pun ward-ul acolo? Prieteni, punem ward-ul acolo? Gata, frate, ți-am pus ward-ul. O? 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 Big! Big! That's actually huge. Huge. Aole, e Twitch AP. Ia, ia vezi. S-a dat flash. Unde-i câinele? Oh, nu, aici, aici e prea mult. Opa. Not bad. Și-a ratat un singur minion? Irelia, my new main, what? Vreau să pun ward, am uitat că n-am. Wow, wow, wow. I carry a lot more than these blades. Ce vrei, frate, de la mine? Deci, am pierdut și minion doar ca să mă duc pe acolo. Gen... legit ce vrea de la mine. Nu înțeleg.
Problema e că wave-ul meu e fucked în momentul ăsta. Maybe a bit cocky, maybe. We'll never know. Mă enervează că am jucat prost la wave. Dar pare că și el joacă prost. Mi-e frică de un gank de la Briar, dar mă cac cu mine. Bine că e bot. Wow, are 6. No bueno. Câte stack-uri are? 87. Ah, ce prost joc cu Irelia. Wow, cum a scăpat ăla. Am dat pe minion, jur, 100%. That legit fucked me over. Vezi ce damage de ăsta până nu-mi iau... Până nu-mi iau ăsta n-am ce să-i fac. Am jucat prost. Am jucat prost și acum are upper hand în lane și după aia o să-mi dea out scale. Am avut Irelia syndrome. Așa cum are wave-ul făcut praf. Am văzut-o și ce vrei să fac? Uite unde am wave-ul. Că-l ține ratatul ăsta aici. Legit n-am ce să-i fac.
Și aia e la Crax acum. By the way. Spuneți-mi ce să fac, ce să fac, că dacă stau aici pierd farm, dacă mă bat cu el pierd, nu înțeleg. Nu înțeleg. Uite unde are wave-ul, băga mi-aș picioarele în el să-mi bag. Ia uite și pe ăștia. Ce dracu faceți cu aia, asta s-a luat la două basic-uri. Ce-a banat Diana Ione, că cam aș pune. Dacă eram cu Ione, îl linșeam pe nasul ăsta. Știu ce fac. Dar n-am cum să-mi repar wave-ul, că stă prostul aici și are pasiva aia. Legit n-am ce să-i fac. Trebuie să mă duc în spate. Stă și farmează pe moca. Wow, are un level în fața mea. Măcar a făcut wave, I guess. Dar n-am, legit I cannot play. Ci știu că e vina mea, gen lol, nu vinuiesc pe altcineva. Rar nu am what to do, nu? Aia e problema. Și nu pot să mă bag cu ăsta până nu-mi fac... Bă, coaie, dar lasă-mă în pace, coaie, lasă-mă în pace. Kha'Zix nu știe ce să facă, eu nu știu ce să fac. It's actually Jover. Câte stacuri are? 200? 300 de stacuri. M-am dus. Ăștia pe bot dau ori pe popii. Are 2k gold în fața mea. That's yikes. Wow, mi-am ratat EU și își lua damage de la turetă. Ok, acum începe să fie el cu ochii. A zis e bol. Hai, dă-mi dive. Mai trebuie 200 gold să-mi iau și o item.
Neironii cred că pot să-mi dea dive. Bun! This is where boys become men. Băi! Ai legit! Oh, i-am dat stun și după aia mi-am dat Q pe ăsta. Mi-am dat Q pe ăsta. Legit, de ce mi-am luat root înainte să pot să sar înapoi la Nasus? Ah. Mamă, și ăsta are 1 cu 5. How do we win this, boys? Wow, ăsta are Trinity. Păi nici măcar n-am jucat-o prost acolo. Nu, no, mai joc unul după ăsta, îmi bag picioarele. Știu că n-am mâncat încă, dar nu pot să-și las pe ăsta ultimul meci. Nici cu Ione joc și prost, nu. No. Niciodată. Ăsta mă freacă la icre. Oh, oh! Cum bac? Ok, și acum? Fugițu! Cum a văzut aici? Au ward în pula mea! Bro, at this point, just stun me, bro, at this point. Uite cât slow am! Și ăștia stau pe bot aici. Și fac absolut nimic. Chestii pe el, omorâți-l pe ăsta, de ce ești la red buff, omule, de ce ești la red buff? Să mă pun pe mult că sunt trist.
none can do what I do, so I will do it. Peace must sometimes be bought with blood. Give them an inch, they'll take a kingdom. Siblings. 4K diferență la gol. Mai ca idee. Da, bro, știu că never FF, dar suntem 10K gol în spate aproape. Și avem gen Snowbally Champions. Nu avem nimic care scalează. Stand. Cum a dat când era în stand? Vreau să știu. Se ia ușa în soul acum și dracul mai scoate pe nasul de pe lei.
Nu avem niciun campion care să facă scale. Nu avem nici măcar un campion care să facă scale. Ne trebuie 3 oameni doar ca să ne batem cu nasul. De ce n-am dat surrender? Data viitoare, dacă banează Ion, îi joc Orm. Așa mi-am luat skin și vreau să vorb cu mine. Unlucky. Am jucat prost, nu știu să zic. -22. Efectiv aici, când m-a prins și după aia Genic was just downhill from there, jur. Ce nu înțeleg eu e dacă Kha'Zix nu a fost pe top, de ce a pierdut și botul? Persecune? Nu știu. You know what? Ah, no, okay. Never mind. Voiam să joc... Voiam să joc Ornn, dar dacă au Samira, e useless Ornn. Ce opa?
Aatrox. Ok. I'm down for an Aatrox game. E legit skill match. Wow, Aatrox? N-am mai jucat niciodată. Which is good for me. Briar e autofill, which is good for me, dar așa e și Evelynn. Și iar e Battle of the Duos pe bot. Let's go. Scuze. Alo, bună seara, noapte bună. I made the funny there. N-ai prins la ultimul meci al serii. M-am hotărât să fac gaming pe YouTube. Gata, s-a zis. Și pe Twitch facem roost chatting. Păreri. Mi se pare că pe YouTube oamenii se joacă mai mult. Hai, dă Q. Dă Q. Dă Q, știu că vrei. Cu Lego. Just chatting cu Lego? Nu, am mai multe idei. Te duci într-o fiș să dai Q. Stai un pic că trebuie să mă concentrez. Cu asta arată. Cam bate, nu? Numai că are sustain pe căcatul ăla de pasivă. Eu n-am. Și am wave-ul iar într-un punct futut. Okay, that was good. That was good. Okay, acum nu mai pot să facă freeze măcar. Ah, evident jungler la gank, logic. Nu mor, nu mor. Float! Ultimul tick de ignite. Ultimul tic de ignite.
Ok, am anulat becul, that's good. Pierde minioni, facem freeze. Scuze că te-am făcut să te simți prost, noapte bună. Dar dacă e să mă las vreodată de treaba asta, acum am zis o să fac pe live. Știu că a fost o glumă proastă. But yet again, era și 1 aprilie. Să moară, nu? Urăsc vestul. Ai legit hate this region, e mai rău decât te une. Am vrut doar să-i opresc back. What the fuck, nu mi s-a pus Q! Ba, pula-n el joc. Ia uite-o și pe asta! Yay! Ura! Ce-mi place să mă joc Liga Legendelor! E așa funny! Îmi pare rău că-ți fură oamenii username-ul. Asta are level 4! Doamne, iartă-mă, ce se întâmplă meciul ăsta? Trebuie să mă uit la replay, dar cred că era Q pe cooldown sau nu știu ce dracu, gen n-am destul attack speed cât să-și ia reset Q. I don't freaking know. Măcar n-a luat Aatrox kill, I guess. Singura mea consolare. Ce are pickaxe? Am dus. Ok. Mai dă unul? Ok. Ok. Botul pierde, evident. Dă un EU West special. Toată echipa fidează. Bun trade, we take it. Acum mai aștept doar să vină junglerul inamic la gank. Ok. Am luat minionul ăla, that's not good. Vreau să-i baituiesc Q. Vreau să baituiesc Q. Fuck! Vreau să-mi dau Q și după aia am făcut în ordine inversă. Am ratat niște damage. Bun. Level 6 și backed off. Ok. Ferească Sfântul Dumnezeu.
Doamne, iartă-mă. Am ajuns în zona crepusculară, prieteni. Botul e rupere de utere. Samira Nautilus 4-1 Samira, ne-am dus. I'm actually ahead. That's good, I guess. Ba pula. De ce e pe top? De ce e persoana asta pe top? Ce dracu fac un pink war, nici nu mai gândesc. De ce e persoana asta pe top când se spunează dragonul? Vreau și eu să știu. Acolo la shutdown. Mi-am luat două d-alea în bot, mi-am luat. Două d-alea direct în bot mi-am luat. N-am dat dodge la niciuna. Uite mașina viață. Ah, să vedem dacă e o plantă în river. Evident că nu e. N-am eu norocul ăsta. Direct în ea s-a dus. Enemy rampage. Jungle Diff. Gen neironic Jungle Diff. Bine, și vina mea că am făcut acolo un pic de overextend, dar... Pula mea. Pula mea. E vorba aia, pula mea. Da, când vreodată. Vrei să ne bate? Oh, wow, e și mid-ul lor aici. Tare. Vreau să-mi facă dive? Ar putea. Vindem tot să-mi iau item. Desperate attempt, coaie. Ok. Oh, nice one. An enemy has been
smells of loneliness. We'll see about death. N-am apucat să-mi dau demolish-ul. Blablabla. Am dat 400 damage cu demolish. E worth. Păi, eu zic că-l bat pe ăsta la 1v1. Dacă dau 20 lucky-uri. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem, hai. Un kill. Doi le-am bot. Lejer. Nu dau surrender. Botul intează, midul intează, junglerul intează. Îmi dau demolish și m-am crat. Spune că nu e Briar pe aici. Oh, am luat bounty! Let's fucking go, it's over. It's over. Unu, cinci, doi, patru, patru, cinci. Super. Super, super. Crezi că se duce Evelyn AFK dacă iau Grompul? Ce face ăsta aici, coaie? Mamă! Unde mi s-a dus HP-ul? Spunează Mountain Drake. Aia încă avea ultimată, by the way. Doar voiam să clarific asta. Nu văd cum putem să câștigăm meciul ăsta, sincer. Oh, oh. That works. Tot pierdem tureta. La Samira asta pierdeau, by the way, care n-a putut să dea un W la Q3-ul meu. Ok. Oh, iară n-am unde să farmez. Bravo, Kong. Bravo, tat. Bravo!
Bravo, pătrățel, bravo. Un cal artat apoi el de maimuțoi. Ce glumă tristă. I actually do some damage. Stare death in the eye. Dar n-am unde să mă duc pe hartă. Like legit. Vrei să ne bată? Nu știu unde e Briar. Nu știu, aș dea ultima dată pe mine. N-avem warduri nicăieri. N-avem warduri nicăieri. The whole map is dark. Bravo, Kong, bravo! Ai așa dat ultimata pentru Aatrox cu 10 HP? Prieteni... Cum rahat să câștig eu match-ul ăsta? Explicați-mi și mie. Cum pot să câștig eu match-ul ăsta când nu pot să fac split push, că vine Briar pe mine? Da, zici că e Nocturne mai turbat. Nu pot să mă grupez cu echipa. Like, legit, I cannot win. Uite, ăștia de ce fac push pe mid? Why are you pushing mid? Like, I don't know, I feel we don't want to win. Sincer. În 40 de secunde, ăștia de ce nu fac baronul? O grămadă de întrebări în capul meu. Jinx, de ce a murit? Ăsta de ce se bate 1 versus 4? Super. Top diff, I guess. N-a fost să fie prieteni. E ok. Zei League of Legends au zis, bă, mai e și mâine zi, John-ule. Doar nu vrei să ajungi de azi în Emerald 2. Ce mai faci mâine? E ca domnul Simonis. Nu dăm toate legile acum ca să mai avem și mai încolo. Așa și eu. Nu le câștig pe toate acum.
ca să mai ia și mai încolo. Evelyn e pe bot când baronul e up. Ce căcat se poate întâmpla? Ăsta are Mountain Soul Aatrox, deci nu pot să mă mai bag cu el. Au avut grijă, băieți. E. Cine mi-a explicat și mie de ce Wukong-ul meu are 4-10? Tot asta jungle diff, nu? O să zică. Top diff, I guess. Și la faza asta. Dacă n-avea Mountain Soul, acolo murea. Dar n-am ce să fac. Efectiv, n-am ce să fac. Mi-a dat collect. Am avut scorul Barcelonei 4-4-2. Gen, Evelyn just gave up, entered my lane. Wukong la fel. How can play? Să nu ziceți că sunt eu. Pă bune, gen. How can play? Uite cât a dat ăsta, Aatrox a fost inexistent meciul ăsta. Tot goldul ăsta l-a luat din objectives de la alții. Like, legit, it's... I don't know. Look at this shit. I don't know, man. Gen, sure, ăsta cu Irelia, 100% deserve lose. Gen... Nici nu mă plâng. But like, ăsta... What the f... De unde vine asta? Stați așa că mă atacă... Ove de la muzică. Ce mi-ar rușine de muzică? Așa. Ce... Asta... Why do I deserve to lose this one? Like, for real. Nu se poate. Și înțeleg că nu poți să le câștigi pe toate. Bă, dar... Parcă prea de tot.
Anyways. Vă mai arăt highlights-urile și I'm gonna call it a stream. Yeah, full screen. Bă, dar de ce se vede așa? Nu înțeleg. Task resolve you. Dacă îl fac așa acum, cum se vede? Ia uite, acum se vede bine. Whatever. Aute aici. Deci după ce că mi-a dat tentaculul ăsta în față, după aia și-a dat ultimată, aici a trebuit să mă joc dodgeball. Aici m-am căcat pe mine când am văzut două în același timp. Că fac X pe capul meu. Și după aici știam că o să vrea să dea eu pe mine și m-am dat un pic într-o parte. Că nu te duci drept. Hop! Ultimată tu dodge the damage. Stai jos. Nici măcar n-am dat mastery, am fost băiat drăguț. Frumos aici cu Irelia. This is my proudest achievement. Că am bătut-o Irelia în halul ăsta. Dodge la E. Am văzut care pasivă m-am luat în spate. Dodge la ulti cu ultii meu. Salut! Aici am dat mastery. Aici am dat mastery că juca Irelia. Aici am dat mastery că juca Irelia. Îmi pare rău, nu... Și Q-ul ăsta pe șichier acolo pe minion, ca să am knock-up-ul. Nu știu dacă l-ați văzut. Aici, ăsta, ca să am Q3-ul knock-up-ul pregătit. Tot țin în knock-up. Ce mai am pe aici? Ce-i asta? O știu pe asta. S-au pus toți în linie. Line them up. Ce asta? Ah, wow, știu pe asta. Asta e singurul meu pentakill pe Ione. Și după aia își dă Maokai flash aici, ca să-mi dea pentau. Honor Maokai. Și asta sincer îmi place mai mult decât aia cu Irelia. Doar pentru că am gândit-o mai bine. Context, aveau Malphite. Și MF destul de fidată și Echo la fel de fidat. Și aici știam că ăsta o să vrea să dea ultimată pe toți trei și l-am baituit. Și știam cumva că echipa lui e pe aproape, n-aveam vision. Aici l-am baituit. Aici am văzut echipa, am sărit pe ei. Salut! Salut, și m-am întors să o salvești pe Serafin. Salut. Mai dau o dată. How can play? Ah, wow, ăsta e pe une. Dar da. Bun. Ce e asta? Oh, nu, o să bage Vanguard. Iac.
But that's a... That's a story for another day. Bun. Mersi mult că v-ați uitat la mine cum joc League of Legends. Vă pup. Și cred că data viitoare ne vedem și cu cameră. Vreau să văd cum pot să fac stream vertical. Să apară în short feed. Am văzut că that's the stuff right now. Aveți grijă de voi. Și ca întotdeauna eu am fost mutră, dumneavoastră ați fost superbi. Pa! Noapte bună!